În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iisus, văzând credința lor, a zis: Fiule, iertate sunt păcatele tale. Iubiți credincioși, iată-ne cu ajutorul lui Dumnezeu ajungi în cea de-a doua duminică Apostolului Celui Mare. S-au depărtat de noi începuturile postului și se apropie de noi încet, încet praznicul cel mare în învierii Domnului. În această duminică, Sfinții Părinți au rânduit a ne prezenta o pericopă, o întâmplare din viață, o istorie petrecută sub ochii contemporanilor Mântuitorului, un eveniment care s-a petrecut în Capernaum, locul considerat de Mântuitorul acasă la el. Și spune Sfântul Evanghelist Matei că într-una din zile, intrând într-o casă în Capernaum, s-a aflat că este acolo și s-a adunat atâta lume, încât nici măcar pe locul din fața intrării nu se mai putea sta. Și era atunci un om bolnav, pe care îl aduceau 4 frați de-ai lui, și văzând că nu au pe unde intra, au făcut o spărtură în acoperișul casei în care era Mântuitorul și l-au coborât pe 4 frânghii în fața Mântuitorului. Și Mântuitorul, văzându-l și văzând credința celor care l-au adus, a spus: Fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar erau pe acolo și niște cărturari care cugetau în sine: de ce spune acesta astfel de blasfemii? Căci numai singur Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și Mântuitorul, cunoscându-le cugetul, le-a spus: pentru ce gândiți cele rele din inimile voastre? Ce este mai ușor? A spune: iertate sunt păcatele tale? Sau: scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta? Iar pentru ca să știți că Fiul omului are putere de a ierta păcatele, a spus slăbănogului: ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și atunci în popor toți spuneau: niciodată nu am văzut săvârșindu-se așa ceva. Iubiți credincioși, sunt câțiva ani buni de cât tot vorbesc despre momentul acesta. Apreciam de fiecare dată că nu este vorba despre o pericopă, despre o parabolă, ci este vorba despre un fapt de viață. Dar să știți că orice fapt de viață devine pildă și devine parabolă pentru cei care sunt din ce în ce mai depărtați, ca timp vorbind, de momentul în care s-a petrecut situația respectivă. Am vorbit de foarte multe ori despre ce alegem sau ce este mai ușor, a zice sau a face. Dacă vă aduceți aminte, așa doar în câteva cuvinte să punctez lucrul acesta, Mântuitorul a spus ceea ce nu se vedea, pentru că nu și-a pierdut vremea să spună ceea ce puteau să constate în puțină vreme ca efect al iertării păcatelor, și anume că omul acela și-a luat patul și a mers la casa sa. Așa suntem și noi. De foarte multe ori suntem invitați la a face ceva, dar noi, înainte de a face ceva, începem să zicem mai multe, să ne acoperim. Dacă este vorba să facem ceva care solicită oarece timp, oarece răbdare, iscusință și așa mai departe, începem să spunem: dar de ce eu, dar numai eu sunt aici, dar eu am mai făcut-o și pe cealaltă. Așadar, ce este mai ușor, a zice sau a face? Se spune că dacă vrem să facem ceva neapărat, facem și căutăm soluții. Dacă nu vrem să facem, atunci căutăm explicații. Pe de altă parte, însă, știm foarte bine că dacă se vrea la un anumit nivel să se facă ceva, se începe lucrarea. Dacă nu, se înființează o comisie. A zice sau a face a fost o temă cu care ne-am îndeledicit ani de zile. Dar acum vreau să vă spun ceva mai aproape de sufletul nostru. Și anume m-am tot gândit la ce s-a întâmplat în Capernaum
În primul rând, din punctul meu de vedere al slujitorului și al celui care mă aflu la distanță de peste 2000 de ani. De ce s-a întâmplat atunci? Și atunci, mă gândesc că pentru mine este o parabolă, este o pildă. Și din care pot să extrag o învățătură, și anume un răspuns la o întrebare pe care de multă vreme mi-o adresează conștiința. Cum ajungem la Dumnezeu? Cred că această pericopă, pe care așa o să o numesc de acum înainte, ne învață exact despre acest lucru. Cum ajungem la Dumnezeu? Și anume, era clar că Dumnezeu se afla într-o casă. L-au mărturisit inclusiv cărturarii și fariseii. Cum l-au mărturisit? Prin faptul că ei au spus așa: de ce spune acesta blasfemii? Pentru că numai singur Dumnezeu poate să ierte păcatele. Ori, mai departe, aflăm că aș lua patul și a merge mai departe, slăbănogul, a fost ca efect al iertării păcatelor. Înseamnă că cel care a spus că se iartă păcatele era singur Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu se afla într-o casă, cum se află și în biserica noastră. Chiar îmi aduc aminte de un sfânt care așa mult vroia să îi facă pe cei de lângă el să înțeleagă ce e cu biserica și ce e cu rugăciunea și ce e cu viața duhovnicească, încât atunci când pleca din chilie și își lăsa psaltirea deschisă la catisma care l-apucase citită în vremea rugăciunilor de la biserică, spunea: și acum, Doamne, te las, mă duc la biserică. Casa în care se află Mântuitorul, să știți că este pentru toată lumea. Și Mântuitorul se află fix între noi. Dar cum ajungem la El? Nu este suficient să intrăm în casa în care este Mântuitorul. Nu este suficient să fim în primul rând. După cum v-am mai zis și altă dată, nu e suficient să zice: da, am fost și eu coleg cu putare. Nu, 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 nu mai contează cu cine ai fost coleg. Contează cine ești tu. Și atunci Mântuitorul se afla înconjurat de mulțime multă, încât zice că nici pe locul din fața intrării nu se mai putea sta. Mântuitorul era în casă. Și totuși la el nu s-a ajuns comod. Bineînțeles, comod n-au ajuns nici cei care erau puțin mai departe și au ajuns mai târziu. Dar în fața Mântuitorului cum ajungem? Aici este răspunsul pe care îl dă astăzi ce s-a întâmplat în Capernaum. Au venit patru inși care duceau pe fratele lor slăbănog de multă vreme. Și ce au făcut? Au spart acoperișul și au intrat în casă și au coborât pe patru frânghii pe cel pe care îl purtau. Asta mie îmi dă de înțeles următorul lucru, dar înainte de a trece la explicații, vreau să răspund copilului din mine, care ani de zile, până târziu de tot, până să termin facultatea, mă întrebau cum au spart acoperișul. După ce spargi un acoperiș, în mintea mea era casa din Dobrogea, de ajungi în pod. Ei bine, mai târziu am aflat că în Țara Sfântă locuințele nu sunt făcute ca în Dobrogea. Adică cu niște acoperișuri sub care să ne adăpostim de vânt. Nu. Acolo sunt terase și s-a spart foarte frumos și au intrat direct înaintea Mântuitorului. Dar spuneam, cum ajungem la Mântuitorul? Nu putem spune că cei care erau lângă Mântuitorul și care se înghesuiau cu el, ca să zicem așa pe românește, erau înaintea lui Dumnezeu. Ori îl confundau, ori aveau să afle mai târziu că este Dumnezeu, acesta vorbind despre cărturași și despre farisei, adică despre cei ce judecă. Să nu credeți că cele două categorii au dispărut și zicem: Doamne, mulțumesc că-ți nu-s ca aceștia. Nu! Suntem cei care judecăm, aceia suntem cărturarii și farisei, cei care deschidem carte de dogmatică și ne spunem clar: bă, tată, uite care e treaba, ca să ajungi la Dumnezeu, ei, pe aici, faci, dregi, trebuie să ții poți, să una, să alta. Astea sunt cărturarii.
Și fariseii sunt cei care bag metanii adânci și te dau la o parte, nu cumva să le încurci traiectoria între, pe linia verticală, între înălțimea cerului și metania pământului. Ce să-s farisei? Iată că suntem pe aici. Și atunci, cine a ajuns la Mântuitorul? A ajuns cel care avea nevoie de ajutorul lui și care s-a și străduit și care avea un avantaj foarte mare. Nu știm dacă era păcătos, nu știm care era cauza neputinței lui. Nu i-am făcut CT, nu i-am făcut computer tomograf, nu știm. Da, deci nu știm. Dar ce știm? Că își cultivase în viața lui niște prieteni. Câți dintre noi putem să spunem că pentru noi ar veni 4 prieteni ai noștri să ne ducă undeva? Dacă se întâmplă ceva cu noi într-un accident, veți afla câți prieteni aveți, adică veți număra cât se vor duce să doneze niște sânge pentru dumneavoastră. Și o să vedeți că nu suntem chiar așa mulți. Sau unii constată că sunt mulți. Cine ajunge în fața Mântuitorului? Cel care își face prieteni dintre frații Mântuitorului. N-au ajuns în fața Mântuitorului cei care nu erau prieteni între ei. Dar cum ajungem în fața Mântuitorului? Putem în două feluri. Ori pe scut, ori sub scut. Adică ori în calitatea noastră de aduși de către alții, ori aducând pe alții. În fața Mântuitorului, acestea sunt singurele atitudini și calități pe care le avem atunci când vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Dar noi ne apropiem de Dumnezeu în ce calitate? Zicea Părintele Arsenie, Tată, calitate de cercetător, dă Doamne, dă Doamne. Păi da, Dumnezeu nu acceptă neapărat această cercetorie. Dumnezeu ne vrea eroi, așa zicea Părintele Arsenie și vă aduc aminte de lucrurile acestea, pentru că sunt niște realități. Dumnezeu ne vrea eroi. În ce calități însă ne ducem la Mântuitorul? Se spune că odată un premier avea foarte mulți dușmani. Foarte mulți. Dar era de mult asta, nu? În vremurile în care premierii aveau dușmani. Acum nu mai au dușmani. Și avea atât de mult dușmani încât cum s-a aflat că e bolnav, unul stătea numai cu una pe telefon să sune pe președinte. Și cum a aflat că gata, a murit premierul, a și pus mâna pe telefon. Nu s-a mai uitat la ceas că era miezul nopții. L-a sunat pe președinte, nu vă supărați. A murit premierul și, da, știți că mâine e mormântarea și, da, da, acum a început și ăsta și a dat seama cam cât e ceasul și o captație, o benevolenție. Știți că mâine e mormântarea, una alta și, da, zi-mi ce vrei, că m-ai sunat noaptea să ce? Păi nu știu cum să fac să iau locul. Și foarte liniștit, zice, păi să știi că poți să aranjezi cu groparii. Depinde ce calitate ne prinde înaintea lui Dumnezeu. Ce calitate avem când ajungem înaintea lui Dumnezeu? Trebuie să avem întâi o calitate de oameni. Dacă nu a putut să ajungă singur paraliticul acela, a ajuns datorită faptului că a fost un om cum se cade. De unde știm? V-am mai spus. Cine ar mai fi mers cu el și mai ales dacă ar fi mers așa obligați de fișa apostolului, să zicem, sau fișa neamului, sau le-a trimis cineva, după ce vedeau că acea casă era inabordabilă, impenetrabilă, ar fi spus, bă frate, știi, noi cu mare drag te-am adus până aici, am insistat, dar mai mult de atât nu se poate. Ei au insistat însă până când l-au adus în fața Mântuitorului. Înseamnă, fraților, că dacă vrem să ajungem la Dumnezeu, în primul rând trebuie să plecăm de lângă ai noștri. Pe cine contăm? Singur e clar, nu putem să ajungem la Dumnezeu. Asta e clar. Nici măcar dacă ajungem în calitate de a aduce pe cineva, nu ajungem singuri pentru că aducem pe cineva. Adică dacă suntem aia sănătoși și zdraveni și bine intenționați. Nici așa nu ajungem singuri, dar minte dacă suntem neputincioși.
Așadar, dacă vrem să pornim către Dumnezeu, nu trebuie să pornim prea pe sus. Apropo, mi-aduc aminte de cineva care a fost oprit cu mașina de un polițai și foarte nedumirit, ăsta zice, Dumne, dar nu vă supărați, am mers prea tare, zice, nu, ați zburat prea jos. Nu trebuie să zburăm cu mintea prea sus, că Dumnezeu este în noi, e lângă noi, este foarte aproape, dar nu pe direcția verticală, ci pe orizontală. Dumnezeu ne așteaptă la El, dar ne așteaptă după ce ne-am săvârșit noi calitatea de om adevărat. Adică am cultivat prietenie, am cultivat lucruri frumoase care să ne țină unii cu alții. Omul fără prieteni, cu siguranță că nu îl are pe Dumnezeu. Dar în partea cealaltă, mai e o categorie de care nu v-am vorbit. Acelor amăgiți. Cei care erau în casă cu Mântuitorul acolo, apucaseră să intre în casă înainte de a se face îngrămădeala aia dinaintea ușii. Dar despre ei n-am aflat că s-a petrecut vreo minune, n-am aflat că s-a vindecat vreunul, n-am aflat că s-a săturat vreunul, n-am aflat că s-a îmbuibat de pâine sau s-a săvârșit vreo mulțire a pâinilor sau a talanților. Nu, n-am aflat nimic. Am aflat că cei dinăuntru ce făceau? Cârcoteau. Eu te-l văd. Ăsta, uite ce zice ăsta. Eu uite-l. Păi numai Dumnezeu poate să facă așa ceva. Nu cumva ne cam furnic așa gândul că ăștia suntem noi? Noi care acum credem că cei de afară nu sunt cu Dumnezeu. Nu, numai noi ăștia de aici. Când ieșim de aici, prima grămadă de zăpadă ne duce cu gândul, ia uite bă, n-a făcut primăria, nu știu ce. Nu, fraților. Dumnezeu este cu noi în măsura în care ne facem prieteni și din dușmani. Pentru că e posibil să nu avem 4 prieteni și să avem numai 2. Păi la 2 de unde îi recrutăm? Păi fraților, cel mai aproape ți-e dușmanul. Că dușmanul nu doarme niciodată. Îl găsești foarte aproape de tine. Îl găsești numărându-ți, cum se zice pe românește, dumicații. Ca să se hrănească cu ficații tăi. Pe ăla trebuie să-l iei. Ăla e cel mai aproape. Ăla te cunoaște cel mai bine. Ăla știe despre tine care sunt, care e potențialul tău și la o adică pe ce să apese ca să-ți dea un brânci. Ei, Dumnezeu ne învață acum că din dușmanii ăștia trebuie să ne facem noi neapărat prieteni. Și anume, înaintea lui Dumnezeu venim numai după ce am rezolvat ce se întâmplă în vecinătatea noastră. Dar i-am lăsat așa puțin pe cei din casă, crezând că i-am uitat. Nu i-am uitat. În casă cu Mântuitorul suntem noi, cei care ne amăgim. A, păi da ce, m-am împărtășit postul ăsta de 2 ori deja. Doamne! Fai de mine, n-am mâncat cu ulei primele 2 zile, cum a zis părintele, cu tare de la nu știu ce mănăstire. N-am făcut cu tare. Băi, nene, problema e următoarea. Mie să-mi spui așa, ai început să nu mai judești pe vecinul ăla cu toba de tot, zic eu, de 15 ani? Ai început să aduni gunoaiele din parcare pe care le-au lăsat alții și încet, încet începi să-ți dai seama că nu se va schimba niciodată această situație și că acesta e canonul vieții tale? Asta înseamnă postul. Acum să nu credeți că ștergem postul și înlocuim cu altceva. Nu. Postul îl ținem, dar în măsura în care verificăm aceste lucruri, ale cumsecădeniei noastre, ale urcușului nostru duhovnicesc, acel post are un rost. Dacă nu, n-are niciun rost. Vă spun eu că n-are niciun rost. V-am mai spus, mi se pare că chiar în a doua zi la Deni nu m-ar bucura să văd în biserică oameni cu lumânări aprinse și foarte evlavioși și atenți la fiecare silabă din canonul Sfântului Adrian Criteanul, dacă aș ști că acasă la ei a rămas ceva nerezolvat. Și acum
îmi permit să vă spun că sunt și cazuri în care au plecat oameni la canon, la denie, și în spatele lor s-a auzit biata femeie care plângea. Măi, omule, s-a spart bateria de la chiuveta, de la bucătărie. Mă duc la canon. Ce canon este acela, fraților? Vreau să ne trezim puțin, să nu credem că biserica ne vrea neapărat regimentați într-o zonă în care să-L înghesuim pe Mântuitorul, să nu mai lăsăm nici măcar în fața ușii loc. Nu asta vrea Mântuitorul. Dacă avem nevoie de El, știm unde-L găsim și să nu ne speriem niciodată că e mulțime multă. Nu se intră pe ușă, se intră pe deasupra. Acum, ca să vă mai descrețesc puțin că v-am pălmuit prea tare, nici Moș Crăciun nu vine cu sania pe deasupra. Vine pe horn, una alta, tot pe sus. Trebuie să privim puțin practic ce se întâmplă cu postul acesta. Vedeți că au trecut 2 săptămâni și n-am să vă las, am să vă pisez până la sfârșit cu realitatea postului. Ne cheamă postul la biserică? Da. Dar cum venim la biserică? Venim să-L găsim pe Hristos? Bun, dacă venim să-L găsim pe Hristos, hai să ne facem prieteni din toate neputințele noastre. Să îmblânzim ceea ce este de îmblânzit la noi. Să aducem pe cineva care are nevoie de doctor. Să recomandăm cuiva o liniștire. Și anume, uite, eu mi-aduc aminte, cred că au trecut vreo 15 ani, când eram eu mult mai înflăcărat vis-a-vis de fumat. Nu, că nu m-am apucat de fumat între timp, nu. Dar eram mult mai pornit și mi-am dat seama că patima nu e bună. Și încet, încet, încet să îi îngădui pe oamenii care au o neputință și dacă pot să-i ajut cu ceva, îi ajut. Și l-am ajutat pe un coleg de-al meu, dar fără să știu. Și anume, am stat de vorbă cu el, coleg de liceu, vă imaginați, ne-am despredit toate amintirile noastre frumoase. Pentru că, la un moment dat, tot ceea ce e urât în liceu, după 15-20 de ani, este cel mai savuros lucru pe care îl poți povesti și aminti. Și după ce am stat de vorbă, s-a uitat bietul om la ceas. Băi, copii, trecuseră vreo 4-5 ore. Și mi-a spus, băi, Marius, e fantastic. Zice, la mine nu poate să treacă un sfert de oră fără să fumez o țigare. Cum ai putut ține tu fără să fumezi atâtea ceasuri? Consider că printre puține lucruri pe care le-am făcut în viață și acesta s-ar putea să mă scoată din multe înaintea lui Dumnezeu. A fi sincer cu cineva, chiar numai ținându-l de vorbă și scoțându-l dintr-un iureș, dintr-o neputință, dintr-o stare de dependență, cu siguranță că îi facem un bine. Dar trecem peste fumat. Grija de toate zilele, dacă reușim să o luăm unuia din cap, nu pentru 4-5 ore, măcar pentru 5 minute, este fantastic. Acordăm trupului și sufletului celui pe care l-am ajutat așa, posibilitatea de a se regenera. Pentru că trupul nostru are această posibilitate de a se regenera, dar noi nu-i dăm acel timp. Trebuie să ne scoate cineva din starea de iureș al gândurilor ca trupul și sufletul nostru să poată să repare ceea ce este de reparat. Iubiți credincioși, cam ăsta e postul. Și asta este singura formulă de a ajunge la Dumnezeu. Prin acoperiș. Adică cu efort, folosind lucruri nefirești, pentru că n-avea ușă în tavan acea casă, folosind alte intrări decât credem noi că am epuizat, neferindu-ne de gloate și de mulțimi, ci să știm că Dumnezeu, fără să mi-o luați în nume de rău sau să credeți că vă invit la individualism, Dumnezeu este pentru noi și atât. Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare în parte. Dumnezeu nu este al mulțimilor, al gloatelor. Dumnezeu este al nostru. Noi și prietenii noștri ajungem la Dumnezeu chiar dacă, din punctul de vedere al cărturilor și fariseilor, nu se poate ajunge. Și noi ajungem.
De ce? Și cum? Dacă suntem într-adevăr atenți. Dacă avem cu cine să venim și pentru ce să venim. De aceea, mă rog lui Dumnezeu, ca celelalte 5 săptămâni câte au mai rămas din acest post să ne fie cu folos. Să identificăm, ca să facem și o strategie scrisă, să identificăm problemele noastre, pentru că eu cunosc foarte multă lume care n-are probleme. Ah, da, v-am făcut atenți. Da, să știți că 99% dintre oameni nu au probleme. Dacă întreb pe cineva așa foarte sincer, care e problema? N-am nicio problemă. N-am spart casa nimănui, n-am dat la nimeni în cap, n-am intrat peste hotarul vecinului. Și dacă îl iei puțin așa la scuturat, începe și își dă seama că mai rău decât acestea a făcut. Așadar trebuie să identificăm în mod sincer și serios care sunt problemele noastre. Și dacă le-am identificat, să nu ne fie rușine să cerem ajutor. Nu putem să ieșim de unii singuri. Numai baronul Münchhausen zicea că s-a luat de păr și a ieșit din apă. Nu putem să fim atât de ridicoli încât să nu știm că dacă vrem să ieșim din apă, trebuie să ne agățăm de ceva care a ieșit deja din apă. Iubiți credincioși, eu sincer mă rog înaintea lui Dumnezeu să ne arate care este calea adevărată, să nu mai confundăm lucrurile, să nu mai speriem de gloate, să nu mai speriem de zvonuri, să nu mai speriem de griji despre lucruri care nu s-au întâmplat, pentru că nu s-o se întâmple niciodată. Postul însă este o șansă. M-a întrebat cineva acum vreo săptămână, când i-am spus, gata, a început postul, odată am văzut că eu ziceam de post și se făcea alb așa la față. Și mi-am dat seama că eu greșesc. Pentru mine postul este, printre altele, și un termen tehnic. Este o perioadă de timp în care pot să citesc psaltirea, în care pot să fac niște rugăciuni mai puternice. Și el a crezut că postul înseamnă neapărat că să se așeze la masă și să aleagă din farfurie ce e de dulce și să dea la o parte. Nu, fraților. Nu numai atât este postul. Și a zis, nu. Zic, postul pentru mine este o perioadă prielnică de rugăciune. A început să se învioreze așa oarecum și încet, încet, când i-am zis că nu e obligat el, pentru că dacă îl sperii pe om să-i spun, nu, dar mă, ținem post, facem, trecem, o să-ți ceară el după aia un canon pentru post. Dar în primă instanță trebuie să înțeleagă iubirea duhovnicească. Să simtă că e cineva lângă el care îl iubește, care nu pune sarcini mai mari decât crede el că poate să ducă. Încet, încet, va fi un postitor desăvârșit, vă spun eu că am și fii duhovnicești de felul acesta, care nu știau ce e la postul. Și văzând la mine că nu i-am obligat niciodată cu nimic, au spus că nu se simt bine dacă nu le dau un canon. Și a zis, uite, postim împreună în cutare zi sau în cutare zi. Dragostea e mai mare decât orice. Numai dragostea i-a făcut pe cei patru să spargă acoperișul casei în care l-au găsit pe Dumnezeu. Vedeți că nu s-au dus în cer să-L caute pe Dumnezeu, ci au săpat și s-au dus la Dumnezeu prin acoperișul casei. Asta ne rugăm la Dumnezeu, ca postul acesta, care să știți că nu e altceva decât casa în care este Dumnezeu, să fie o cetate penetrabilă în care să ajungem cu cineva drag nouă. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.